Bun găsit, oameni buni, la o nouă întâlnire aici la Celebrii, locul unde întotdeauna încerc și sper că și reușesc să întâlniți și dumneavoastră doar români celebri. Așa cum ați văzut, au fost aici la noi artiști, au fost sportivi, au fost medici foarte importanți. Astăzi am un invitat special și pentru dumneavoastră, dar special și pentru sufletul meu, pentru că e un om pe care îl prețuiesc și îl admir foarte mult. E regizor și scenarist român, profesor universitar, doctor în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București și de asemenea și președintele Uniunii Cineaștilor din România. Vreau să vă spun că invitatul meu de azi, e important să remarc acest lucru, invitatul meu de astăzi a absolvit un ATC-ul, cum era pe vremea aceea, la secția scenaristică și regie, cu nota 10, nota maximă. De asemenea, a făcut foarte multe cursuri de specializare în filme documentare și de televiziune, atât în țară cât și în străinătate. În 2003 a devenit doctor magna cum laude în cinematografie și media. Este, cum vă spuneam, profesor universitar, doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. Mai presus de toate aceste titluri este om. Imaginați-vă un O mare și un M mare. Este, dacă vreți, și liantul dintre generația de regizori care i-am cunoscut în copilăria noastră, cei care sunteți de o vârstă mai apropiată cu mine, și cei de astăzi, pentru că are și o familie foarte frumoasă. Are un băiat extraordinar, Angel Damian se numește, care este scenarist și un actor desăvârșit. Nici n-avea cum să plece la drum băiatul său fără să ia talentul, cel puțin de la tatăl. Laurențiu Damian e în această seară împreună cu noi. Bun găsit la Celebrii, Laurențiu Damian. Dacă sunt celebru, în orice caz este măgulitoare prezentarea care tu ai făcut-o. Țin să menționez că Angel a luat și talentul mamei, care este Anca Damian și care la această oră este unul din cei mai importanți regizori de animație din România și din lume. A luat niște premii impresionante. Eu am rămas uluit de această cascadă de premii care a venit peste filmele ei și de ficțiune și de lungmetraj, așa că și de animație, așa că băiatul a avut de unde să ia. Mă bucur foarte tare că sunt alături de tine. Poate cel mai frumos dar pe care mi l-ai făcut este acela de om. E foarte greu să rămâi astăzi om. Dar pe mine cariera universitară m-a ajutat foarte mult pentru că am intrat tot timpul în contact cu oameni tineri, cu oameni de 18 ani, de 19 ani, de 20 de ani, parcă îi văd la, bine, Mungiu nu avea că a făcut o facultate, dar parcă îl văd pe Giurgiu, parcă îl văd pe Netzer, parcă îl văd pe Belc, care acum iată a luat la Cannes un premiu de regie, foarte pe Hannover, practic 8 generații, și dacă am o satisfacție, nu e neapărat în numărul impresionant de premii care au fost luate de acești oameni speciali, poate mult mai special decât mine, cu siguranță mult mai talentați decât mine, pentru că adevărata vocația profesorului este să facă de așa manieră încât studenții să-l depășească. Dacă studenții vor rămâne niște epigoni,
atunci lucrurile, eu am alt stil, altă formulă, sigur, e o generație între generația 70 pe care am admirat-o și pe care am înțeles-o și întotdeauna le-am spus și acestor oameni că generația este importantă, că fiind alături vor putea să răzbească, pentru că spre deosebire de noi care am avut de înfruntat o cenzură uneori fatală, cel puțin fără niciun fel de laude, vreo două filme pe care le-am făcut ca documentarist au fost practic anulate și ca esență și ca ceea ce am dorit eu să spun acolo. Dar ei întâmpină alte dificultăți, sunt de cele financiare, de distribuție, de unde se văd filmele, în ce cinematografe, cum facem rost de bani ca să putem să concurăm la marile festivaluri. Sunt multe probleme pe care ei le-au de înfruntat. Dovada că am avut dreptate atunci când v-am prezentat, domnule Laurențiu Damian, spunând că sunteți om, este că puțin dascăli își doresc ca bobocii săi să-și depășească dascălul. Sincer, eu și în facultate am avut câțiva dascăli care au spus că domnul de la catedră poate să ia 10, în rest nimeni. Vreau să spun următorul lucru. La un moment dat m-a căutat un critic din Franța și a vrut să stea de vorbă cu mine. Sigur că în momentul în care mă duceam la întâlnire, mă gândeam ce o să mă întrebe legat de cariera mea, legat de filme, acel orgoliu care îl are tot timpul un cineast, că poate a văzut un film de-al meu și... Nu, el nu văzuse filmele mele. Și mi-a spus din start, zice, nu v-am chemat în calitate de autor, dar mă interesează ce le faci și domnule la studenții dumitale, că toți iau premii. Ce le spui? Ce metodă ai? Metoda didactică era interesantă. Și atunci eu i-am spus, bine, am avut o discuție lungă și am spus următorul lucru. Eu am avut un profesor extraordinar, pe doamna Elisabeta Bostan. Oh, da. Da. Doamna Elisabeta Bostan a trecut de la statutul de profesor la statutul de prieten la statutul de mamă. Adică noi eram adunați în jurul acestei femei extraordinare care ne dojenea, ne iubea, ne hrănea, spunea tot timpul, hai copiii, pentru că voi sunteți ai mei și trebuie să fiți extraordinari, defila cu noi cu o mândrie extraordinară și într-un fel toate aceste lucruri s-au canalizat în maniera noastră de a privi pe ceilalți, de a privi niște studenți și de a privi lumea. Doamna Elisabeta Bostan ne apăra. S-au făcut niște filme care în perioada 75, 76, 80 nu prea erau de imaginat și acum studenții descoperă cu uluială într-un fel ce tip de cinema se făcea, ce estetică se făcea, numai că aceste filme erau închise, noi cu noi. Cum ți-ar spune eu acum, ești senzațional, tu mie ești minunat și rămânem așa ușor cehovian, dacă vrei, în bula noastră în ce care... Nu se vede nimeni, nu? Adică... Da, cu... acum, nemai fiind o cenzură, sigur că eu le-am spus următorul lucru, ei trebuie să fie liberi, ei trebuie să vină cu subiectele în care cred, iar dacă au greșit, o luăm de la capăt. În școală se greșește. În școală ai voie să greșești. Unii nu erau de această opinie, pentru că o greșeală, știi și tu, aducea altă peliculă, alți bani, dar am spus, dacă în școală nu se greșește, că ei se înțeleagă foarte bine drumul de la intenția lor la realizare,
Atunci, mai târziu, când va veni un producător fioros, care știe foarte bine numărul de zile de filmare și cât costă totul, atunci trebuie să fie într-un fel antrenați. Nu știu cât i-a plăcut acestui domn, că de fapt a descoperit că nu era vorba de o metodă. Era vorba de sentimentul care îl ai atunci când te întâlnești cu niște oameni și poți să comunici cu acești oameni și poți să crezi în ei. E foarte important și când omul acela a greșit să spui, e un mic accident, nu ești tu acela, tu vei fi, tu vei face. Cum este foarte ușor și dureros să zdrobești un destin în anul 1 sau în anul 2 sau în anul 3. N-am făcut asta, m-am bucurat că ei au câștigat cât n-am câștigat eu. Eu n-am fost niciodată la Cannes pe covorul roșu, dar primeam întotdeauna tricouri cu Cannes. Îmi pare rău că nu mi-am pus un tricou. Sau primeam cărți de la Cannes, sau primeam acele telefoane în care mi se spunea, domn profesor, am câștigat. Domn profesor, n-am câștigat, dar a făcut impresie bună filmul. Mai ales că acum la Cannes merg și studenții în acel Cine Fondation și anul care a trecut au fost totuși două premii importante acolo, tot să spunem după metodă, care nu e o metodă, care e un dialog continuu și o credință că trebuie să lași ceva în urma ta. De important este să poți să spui aceste lucruri. Da, eu spun mai mult decât atât tricoul, telefoanele, bucuria imensă, dascălul de Cannes. Dascălul care reușește prin impulsul energetic pe care îl dă, pentru că în regizorul Laurențiu Damian și în dascălul Laurențiu Damian există și o părticică din Elisabeta Bostan. Și aceștia doi transmit studenților săi această forță, această putere, această încredere de a merge pe covorul roșu la Cannes. Este fantastic. Ce se întâmplă? Faptul că a fost așa un fel de final de carieră pedagogică, dar de fapt nu este un final, pentru că am avut bucuria colegii mei să-mi spună tu nu o să pleci, tu rămâi să continui, vei lua anul întâi, anul întâi, 2-3, deci încă o promoție, ultima promoție, dar până când am primit, să spunem, această ofertă, am avut un moment de eu ce fac acum și mi-am amintit că în 75 am dat la actorie, unde cu totul întâmplător sau poate nu întâmplător i-am plăcut enorm de mult lui Marin Moraru, atât de mult încât nu mai vedea pe nimeni altcineva decât pe mine, gen mare actor. Nu cred că aș fi devenit un mare actor, dar am mers până la ultima probă, iar la ultima probă nu m-am mai prezentat pentru că m-au virat la regie. Doamna Sanda Manu, una din cele mai inteligente persoane pe care eu am cunoscut-o, nu discut talentul, ci inteligența și inteligența de dascăl, le-a spus, măi, copilul ăsta nu cred eu că este un actor, cred că e mai degrabă un personaj care se joacă pe sine și e histrionic, dar eu cred că el ar fi bun la regie și m-au virat. Dar am rămas cu acest gând, dom'le, ia să văd. Și Sorin, imaginează-ți un om de 65 de ani, printre studenți, printre candidații de 18-19 ani, în fața unui juriu de foști studenți până la urmă, pentru că toți erau foarte tineri, uluiți că vin, ei au crezut că eu glumesc, adică în ședințele de senat spuneam să fiți atenți că vin, au crezut că e o glumă, nu a fost o glumă, mi-au spus că au avut o revelație, bun,
trecem peste din cele 50 care de să zică locul 11, deci am auzit să nu-l băgăm primul, că parcă prea ar fi așa, hai să punem acolo Pluton frunta. Și acum este o poveste care va deveni foarte interesantă, acest transfer între studentul care sunt înconjurat de studenți, care m-au acceptat și care nu le dau voie să-mi spune domn profesor, ci Laurențiu, pentru că sunt de vârsta lor într-o clasă și trec de o altă vârstă în altă clasă. Sunt foarte curios cum va fi. M-a întrebat George Ivașcu, care conducea ostilitățile, foarte protocolar, candidat Laurențiu Damian, ce v-a determinat să veniți să dați aceste examen? Și eu am spus, nu vreau să îmbătrânesc trist. Ce frumos! Vreau să fiu un bătrân vesel. Ce frumos! Sorin, mai am un prieten acolo, care are 69 de ani. El e la altă grupă. Și am spus că după ce vom termina, amândoi vom face un mare spectacol, așteptându-l pe Godot, cu cei doi care se vor lupta așa cum era altădată, Dinică și Moraru, într-un superb, așteptându-l pe Godoa lui Penciulescu. E, acum, nu știu, găsim noi un regizor și vom avea o interpretare de premiu uniter. Da, e spectacol discuția cu Laurențiu Damian. Deci, student în anul întâi la teatru. Păi, aici se pun două probleme. Avem o problemă reală. După părerea mea, care nu, eu sunt un novice, dar după părerea mea, Laurențiu Damian va atrage atât de mult această generație, încât avem o speranță foarte mare. S-ar putea ca din această generație să iasă actori foarte buni. Și trebuie să recunoaștem că nu exagerez absolut deloc. Sau hai să facem abstracție că Laurențiu Damian e chiar în fața mea. Vorbim de personajul X, care este mare regizor și care e în anul întâi la teatru. E firesc să tragă generația sa în sus. Știi ce se întâmplă? Stau de vorbă cu ei. Profesorul este Puiu Șercerban. Și am explicat lui Puiu că nu vreau niciun fel să am o ingerință în legătură cu metoda de lucru, să-mi atragă atenția dacă am spus ceva în plus. El e un om extraordinar și spune, măi, stai de vorbă cu ei, vorbește cu ei, până vin eu, până se aranjează lucrurile. Și mi-am dat seama cât de important este ca acești copii să știe ceea ce n-au văzut. Da. Ei nu au văzut marile spectacole din anii. Asta spuneam și eu. Ce șansă au ei acum? Nu le-au văzut. Da. Le-am adus niște filme în care scurtmetraje făcute cu studenți ca ei să vadă actoria de film. Că nu e teatrală, că dicția care se face la un moment dat pe film uneori se anulează, pentru că dacă vii și vorbești ritos, ești teatral. Și știi cum se adună, Sorin? Se adună lângă mine, vine și profesorul, el este și regizor și actor, a făcut două facultăți și stăm acolo grămadă și îmi dau seama că nu au de unde să știe, pentru că nici mărturii cine a filmat spectacolul X al lui Ciulei sau cine a filmat spectacolul Penciulescu, din revizorul nu se știe nimic decât e o legendă. Lucrurile așa cum spuneam, spuse, trebuie spuse. Și ei stau și regește și eu întreb, știți, vă spune ceva actorul X? Nu. Uite, hai să vi-l descriu eu. Nu la maniera, nu vă spune, hai, plecați de aici. N-au de unde să știe. Ei nu au de unde să știe și stăm puterea noastră ca într-o conversație acești copii să știe
limba teatrală. E ca o limbă străină, e ca engleza. Da. Limba teatrului și limba cinemaului. Cât să poată să susțină o conversație cu un om poate mult mai erudit, dar care să înțeleagă și vârsta și experiența unui tânăr. Așa este. Bun, să termin prezentarea, pentru că vă dați seama, încă n-am reușit să termin prezentarea. A regizat peste 100 de filme documentare, filme de ficțiune, de scurt și lung metraj, filme experimentale, pentru care a primit foarte multe premii valoroase. Nu vi le pot citi pe toate titlurile de film, pentru că ar trebui să nu mai discutăm absolut deloc. Vă spun doar unul dintre ele, de fapt două vreau să vă amintesc. Constantin Brâncuș, coloana sa, Lecția despre infinit, a luat un premiu la Montreal. Și de asemenea, ce îmi place mie foarte, foarte mult, e vorba de filmul Maria Tănase, pentru că ați văzut, noi am făcut și o ediție în memoria, am dat Spătaru și mă gândeam lunile trecute la o ediție tot în memoria Maria Tănase, pentru că are o poveste spectaculoasă. Bun, acum, Laurențiu Damian are și o activitate publicistică, Unde ești copilărie. E o carte despre Elisabeta Bostan. Da, da. Este e o carte pe care am scris-o într-o lună de zile, cât am stat alături de doamna Bostan. Era o vila, se numea Uzina, era la Sinaia, era vila cineaștilor și acolo stăteam noi vara și tot ce scriam eu noaptea îi arătam ei ziua, pentru că până la urmă este un omagiu adus unui profesor și unui regizor și cu un iz sentimental care cred eu că nu dă în altceva decât rămâne un sentiment real și profund față de un om cu o carieră extraordinară, cu o rezistență extraordinară și care și acum se bucură pentru că se uită la noi și cum mă uit eu la copiii mei și ea se uită și se bucură de fiecare dată. Zona asta pedagogică te obligă, cred eu că te obligă să ai empatie și să ai solidaritate în legătură cu studenții. Să mai lași din orgoliu, să nu crezi că ești unic și să te bucuri că ai întâlnit pe cineva mai bun decât tine și că ești contemporan cu el și că poți să-l atingi și că poți să-l vezi. Cum să nu mă bucur eu și să nu aștept acum cu inima strânsă la Mungiu ce premiu o să ia, pentru că va lua cu siguranță din cronicile care le-am citit, e limpede că e într-o zonă și zic, domnule, încă un Palme d'Or sau Marele Premiu al Juriului, eu merg mai degrabă pe Marele Premiu al Juriului să-l ia acest om care 8 ani de zile a lucrat la un proiect, 8 ani de zile din viață, nu este un regizor care face film pe bandă rulantă, ci este un om care își alege un subiect, se concentrează, lucrează, reface, totuși după 8 ani vine cu un film care unii îl socotesc cel mai bun film al lui de până acum. E normal să mă bucur. Asta înseamnă că nu numai el, ci și cinematografia e câștigată. Dar e foarte greu astăzi să recunoști un lider și să-l și urmezi. Foarte da. Greu. Cu atât mai mult cu cât, domnule Laurențiu Damian, în lumea teatrului, în lumea filmului, e o zbatere mare când vorbim de premii, când vorbim de calitate, când vorbim de amprente internaționale, e locul unde se duc lupte pentru fiecare centimetru. Artiștii, actorii, regizorii au orgoliu foarte mare. E totuși o lume dură și uneori chiar necruțătoare. Da, când orgoliul poate să se manifeste
într-o formulă artistică este una, când orgoliul se manifestă într-o manieră distructivă este altceva. Pentru că le-am și spus la mulți foști studenți, actualmente cineaști importanți, le-am spus următorul lucru. Tot inconfortul pe care voi îl aveți în legătură cu ăla-i mai bun sau nu-i mai bun, toată zbaterea asta se va răsfrânge asupra operei. Și se va vedea treptat, treptat, cum? Fie veți deveni manieriști pentru că ați încercat o metodă și ați văzut că ține și atunci automat devii meseriaș sau poți să devii un autor, să rămâi un autor. Ca să rămâi un autor, trebuie să ai sub sufletul mult mai curat și să te bucuri dacă unul e mai bun ca tine și să te întristești și să-l ajuți. Le-am dat de foarte multe ori exemplu acelui nou val francez, Nouvelle Vague și Cahier du Cinéma. Cum se întâlneau și cum își citeau scenariile, cum se certau, cum modificau, cum își dădeau peliculă când cineva rămânea fără. Așa a apărut un val, așa a apărut o tendință, cu 3, 4, 5, 6, 5 oameni care au făcut cinema, începând cu Truffaut și Godard și terminând cu cine vrei. Eu am fost într-o generație mai mică, eu și Ovidiu Bosepaștină, ce însemnam, să spunem, promiteam ceva. Nae Caranfil a fost aproape singur pe culoar. Șerban Marinescu, aproape singur. Nu s-a putut face o școală în spatele lor. Și faptul că Nae, cu niște filme extraordinare, n-a fost foarte gustat de generația 2000, de noul val, este păcatul lor. Sau că tipul de cinema realist al lui Șerban nu a însemnat ceva pentru o generație care merge pe documentar, pe ficțiune și documentar, pe un realism, uneori hiperrealism, sigur că da, dar ține cont și învață din acest eșec. Să fii singur, fără generație, nu e o bucurie. Așa s-a întâmplat și să mai ai și o cenzură pe cap și să mai știi să faci cei din 70, se certau, se împăcau, n-are importanță, dar ei însemnau, adică lângă Pizza venea și Veroiu, lângă Veroiu venea un Daneliuc, după care a venit un Mărcineanu, după care a venit un Dinu, Tănase, a venit un Stelegulea, un Demian, deci practic s-a coagulat și se vorbea de o generație. E greu să te lupți cu o generație, chiar cei de la cenzură. Da. Așa cum acum nu mai e. Adică fiecare a luat-o într-un fel pe un drum, poate drumul acela e bun, nu se mai consultă între ei, nu-și mai citesc scenariul, am spus, de scenariu. Care este în propriul om, unui om care simți că îți va căuta hibele. Nu dă scenariu unui om care să spună după ce l-a frunzărit, bătrâne, ești extraordinar. Du-te în gura lupului cu proiectul tău. Da. Pentru că e foarte important acest lucru. E foarte greu să accepti așa, să fii criticat. Nu toată lumea suportă. Dar vreau să trecem la un subiect care pe mine mă interesează foarte mult și cred că și pe cei care urmăresc această emisiune. Și Laurențiu Damian, la începutul discuției noastre, ați avut o punctare referitoare la destinul regizorilor de dinainte de 1989. Pentru că cred că e firesc să comparăm mere cu mere și pere cu pere și nu mere cu pere. Ce era înainte de 1989 nu poate fi comparat cu ce este astăzi, pentru că înainte de 89, dacă aveai o relație la partid,
aveai figurație, aveai tot ce îți doreai, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, tot ceea ce aveai nevoie erau la discreție. Toate lucrurile astea aproape că nu costau nimic, să fiu corectat dacă greșesc. Nu. Ori după 89, Dumnezeule, au intrat și regizorii români în tot ceea ce înseamnă a plăti fiecare gură de aer, a plăti fiecare oră de filmare. A plăti tot, de la decoruri, la recuzite, la absolut tot. Fiecare figurant primea bani. Era complicat să-ți faci un buget, pentru că filmele foarte bune au bugete foarte mari. Ori în România bani foarte mulți nu prea sunt. De-aia spun că lucrurile stau puțin diferit. Într-un minut, cum era înainte, și cum e acum? Care erau părțile bune de dinainte de 1989 și care sunt părțile bune astăzi? Părțile bune, s-au făcut niște filme într-o formulă, să spun așa, simfonică. Adică exista recuzită, exista figurație, exista o literatură care hrănea prin scenarii niște filme, existau mari actori, sigur trebuia să mergi cu pași de balerină în zona de cenzură, dar în orice caz filmele aveau greutate și să știi că ele se revăd. Sunt foarte mulți oameni care se uită la cinemaul românesc, mă refer la cinemaul de calitate. Un cinema estetic de care puțină lume a auzit e cel din anii 60-70. Adică e vorba de un Nole Marcus cu Canalul și Viscolul, e vorba de Iulian Micu, Viața nu iartă, e vorba de Săucan cu cele două filme, Meandre și Suta de lei, e vorba de Sadel Știopu. Adică, deci a fost o perioadă în care, într-o formulă mai liberă, cineaștii români rivalizau cu colegii lor din alte școli naționale de film. După 1989 a venit ca o salvare curentul minimalist, adică în zona minimalistă, în care un lift, un culoar, o bucătărie, o sufragerie și două străzi sunt ingredientele pentru a realiza un film. Da. Și atunci lucrurile au venit, practic, s-au dus într-o altă direcție, nu de prezentare simfonică, ci de prezentare camerală, dar cu un mare impact, adică cu teme care sunt importante și care țin spectatorul, adică teme din 4-3-2 sau teme din filmele lui Cristi Puiu sau filmele lui Jude, care sunt într-o zonă de căutare cam tot timpul. Deci s-a modificat modul de a privi pe o sărăcie asumată. Da, așa a fost. Și așa cum cinemaul italian, neorealismul, tot pe asta s-a bazat. A venit Zavattini și a spus, s-au închis studiourile, nu avem bani, luați-vă aparatele, ieșiți în stradă, găsiți actori neprofesioniști și faceți filme. Și au făcut filme. Au făcut Hoți de biciclete, care a tulburat toate festivalurile, au făcut La Terra Trema, au făcut Roma Città Aperta, deci au făcut. După care au revenit, sigur că da, fiecare în formula lui, Fellini din neorealist a devenit postmodern, în fine. Deci asta e diferența. Mie îmi pare rău că, de exemplu, Un mare cineast pe care vreau să-l amintesc și care se numește Dan Pizza, se chinuie de ani de zile să facă un film despre Brâncoveanu. Mai ales momentul acela de cum cumplit, care a marcat istoria noastră
și e vorba de religie aici și e vorba de apartenență la o religie, apartenență la un crez, e vorba de un domn luminat, se chinuie să strângă bani. Sunt lucruri în care, la un moment dat, când ai de-a face cu un mare cineast care poate este la ultimul film sau poate vrea să-și încheie cariera cu acest film, nu mai sunt suficienți banii CNC-ului sau tot felul de formule, pentru că o străinătate nu ar investi în Brâncovea. Guvernul României poate să investească în Brâncovea, da. ca un simbol. Cel mai șocat de diferența între, și cu asta închei, între până în 89 și după 89, a fost domnul Nicolaescu, care s-a trezit brusc niște oameni care nu suflau în front, spuneau acum avem pauză, la ora 11 eblu, și bietul om rămânea singur și nu înțelegea nimic. A zice, dom'le, dar eu făceam cinema când doream, cum doream. Deci s-au modificat niște lucruri, unele în bine, altele mai puțin bine, pentru că și starea asta oarecum de cinema puțin noir și cu o tentă extrem de pesimistă îndepărtează un public. Publicul are destule probleme și într-un fel ar dori să găsească oarecum o relaxare în cinema. Perfect, de acord. Eu nu merg pe formula cinemaul de public relaxant cu popcorn și Coca-Cola, dar undeva va trebui să încerce oamenii să se adreseze unui public și nu neapărat doar unor festivaluri. Am senzația că au început să lucreze metode de festival, cam ce-ar place la Berlin, cam ce-ar interesa la Cannes, și între timp sările de cinema, bine că nici nu mai sunt, molurile sunt pline de filme americane și filme de senzații tari, și până la urmă rămânem cu aceste premii și rămânem cu istoria cinemaului, dar există un dar. Cu puncte de vedere. Acesta e cel mai tare film, ceea ce trăim. Da. Această schimbare, această resetare mondială în aproape în toate domeniile. Noi avem câteva secvențe foarte interesante și vă mulțumim pentru că ni le-ați pus la dispoziție din Drumul câinilor, din Rămânerea, din Maria Tănase, spuneam de acest film. Am înțeles că a fost interzis înainte de 1989? Da, l-am făcut în 1986. A fost un moment foarte, foarte delicat atunci, pe care dacă îl rememorez acum, într-un fel a avut și o șansă. La mine a ținut foarte mult un director care s-a numit Aristid Moldovan, care era o persoană extrem de tăcută, așa, parcă venea din Gogol, dar care avea o intuiție în legătură cu oamenii, cu talentul lor și mai ales cu neastâmpărul. El tot timpul ar fi dorit să fiu un om astâmpărat și să nu mă duc cu filmele să le prezint în afara studioului până ce nu... El a văzut filmul și l-a văzut filmul și un potentat de la Ministerul Culturii și Educației, care mi-a spus următorul lucru. Dumneata, crezi că dacă prezinți bătrânețea și tristețea și derizoriu, ești un regizor? Nu ești, dragă, un regizor. Să-ți spun eu cum ar trebui să înceapă acest film. Un lan de grâu care se mișcă în vânt și din lan țâșnește o privighetoare și prima ta cânte cu Mariei Tănase. Ieși afară. Doamne, cât primitivism. Am ajuns la studio. Nu, dar aici trebuie punctat. Pentru că generațiile tinere
aud mulți care spun, domnule, înainte și sălile de teatru erau pline și înainte. Nu, înainte, cultura română era condusă de primitivi, de tâmpiți, marea lor majoritate. Că ăsta era membru de partid, era cel care coate goale, linge blide pe PCR, da? Și care dădea indicații el cum să se facă un film. Sigur, se ajunsese și la propuneri de distribuție, adică trebuia să ai o negociere. În fine, am ajuns la studio și domnul director mi-a spus următorul lucru. Pui filmul deoparte și faci din resturi un alt film. Vezi cum le montezi și cum îl faci. Am mai filmat ceva, filmul a avut 9 minute, el s-a bifat ca fiind rea, ălaltul a rămas cu negativ în tulapuri. Și culmea cinismului, mi-au selectat acest film de 9 minute la Costinești, care era în vremea aceea cel mai important festival de film. Da. Nu-ți poți imagina, Sorin, ce sentiment am putut să am. Sigur, sala a aplaudat, erau niște imagini de arhivă, era moartea ei cu 1 milion de oameni, era ultima scrisoare lăsată soțului, adică era așa cald și tandru cele 9 minute, dar eu îmi aminteam de cele 47 de minute care stăteau undeva într-un tulap. Eu explicându-i acestui om că bătrânii aceia sunt martorii. Atât a mai rămas. Adică eu nu pot să iau oameni tineri care să vorbească despre Maria Tănase. Iau prietenii ei, camarazii ei, actrițe care au jucat cu ea, cântărețe care au cântat cu ea. Nu, e un film decrepit și cu bătrâni. Ostentativ mi-ai prezentat numai bătrâni. Păi dacă ăștia sunt, adică nu aveai argumente și nu aveai... Și să mai spunem un lucru, că dacă intrai în colimatorul unora din aceștia primitivi care puteai să-ți ratezi tot viitorul din cauza... 10 ani din viață la Sahia, am făcut documentare, am făcut foarte multe după aceea, dar 10 ani am dat nu știu câte concursuri, inventaseră un concurs de decupaj pe scenarii la mari scriitori, cum ar fi Fănuș Neagu, DRP-ul, Dumitru Radu Popescu, pentru cei care nu știu abrevierea, și câștigam aceste concursuri. Adică scriitorul venea, se uita și vedea cam ce am înțeles eu din textul ăla și luam note foarte bune și ele mergeau la cabinetul 2 în Ministerul Culturii și spunea nu. Și făcea altcineva acel film. Deci, practic, ei mi-au mâncat mie 10 ani de viață, dar sunt convins că și rămânerea și Drumul Câinilor n-ar fi văzut lumina ecranului până în 89 în niciun fel. Dar nu știu dacă sunt bune, valoroase, dacă reprezintă ceva, dacă nu știu, nu e treaba mea să îmi fac o autocronică. Dar știu că prin semnele și religioase și antropologice din cele două filme, nu ar fi trecut de cenzură în niciun fel. Deci, într-un fel, viața le-a așezat așa și mă apropii de marele rol regele Lear, nu? Bătrân și nebun la final de actorie. Nu, pentru că acești ani de actorie urmează să alimenteze regizorul Laurențiu Damian energia necesară pentru o renaștere. Eu cel puțin așa o văd. Sigur că și eu am doza mea de nebunie, așa că s-ar putea să nu fiu cea mai potrivită. Așa, bun. Mai avem foarte puține minute pentru că
Așa cum spuneam, ilustrăm această emisiune și cu secvențe din filmele dumneavoastră. Regrete, dezamăgiri, da. Vise. Sunt. Visele mele mi le-am aruncat acum în câteva cărți de proză scurtă, deși mie îmi place foarte mult să scriu pe Facebook și să, să nobilăm puțin această zonă în care foarte multă lume aruncă culături. Poate că e bine să mai întâlnești o poezie, poate e bine să mai întâlnești o novelă mică, scurtă, lumea nu mai are timp să citească romane. Dezamăgiri sunt multe, și dar nu țin neapărat de ce am făcut. Aș fi putut să fac poate mai mult, aș fi putut să fac lungmetraj, să nu mă opresc doar la două filme, dar am mers în zona filmului documentar, care nu este mai ușor. E poate mult mai complicat pentru că ai o realitate în mers care tot timpul se modifică și trebuie să ții pasul cu realitatea, să o stăpânești măcar în acele momente de cinema. Oarecum dezamăgit că oamenii în care eu am crezut și în care cred în continuare și care iau foarte multe premii și care se urcă pe scenă, foarte puțin dintre ei au spus mulțumim școlii UNATC-ului, nu neapărat lui Laurențiu, nu neapărat lui Dorunițescu, nu neapărat Elisabetei Bostan, sau mulțumim școlii. Eu întotdeauna când m-am urcat pe scenă am spus sunt studentul și voi rămâne studentul Elisabetei Bostan, așa cum le spun și acestor mari cineaști, oricât de mari și de importanți veți fi, în viața voastră a fost un moment în care eu v-am ales pe voi, nu voi pe mine. Da. Și acest lucru trebuie să țineți minte. Chiar dacă această alegere a fost o treaptă. Și e limpede că voi trebuie să mergeți pe alte trepte cu alt. Cum mulțumiți, le-am dat și exemplu, zic, voi credeți că actorii care primesc Oscar și vin cu lista de mulțumiri, îi apuc așa pe ei o tandrețe, când omul ăla nu se aude numit acolo, s-a terminat cu o finanțare sau s-a terminat cu o colaborare. Și atunci vin săraci și mulțumesc mama, tata, imediat îi dau la o parte și începe producătorului, distribuitorului, actorului. Deci e o mulțumire, nu știu cât de autentică, dar face parte dintr-un protocol. Unul dintre oamenii care întotdeauna mi-au mulțumit și au mulțumit școlii și care, din punctul meu de vedere, a fost poate unul din cei mai interesanți, s-a numit Nemescu, Cristian Nemescu. Cristian Nemescu, din punctul meu de vedere, avea tot, avea o cultură, avea o cultură muzicală, avea nebunie, avea talent, un alt personaj, Hanna Höfer, talentat extraordinar, dar care acum cântă Night Loser, cântă la pioară, cântă la chitară, dar când își va veni el în fire, va face film, pentru că el e un artist care face când are chef. Deci nu e, face parte din zona aceea de generație 60-70 ca mental. Nu trage nimeni, nu trage de un producător. Dacă vine unul, se ofere bine. Și a făcut niște filme extraordinare. Mungiu, care este tenace, atent și foarte inteligent, foarte inteligent în mecanismul cinematografic, Jude, care e special, dar care nu n-a avut, n-am fost eu profesorul lui, ba dimpotrivă îmi reproșează că
chiar am și picat la admitere. Iar eu nu mi-aduc aminte cum s-a întâmplat fenomenul și spun, măi, eu țin minte oameni care au fost catastrofali sau oameni care au fost extraordinari. Înseamnă că tu n-ai intrat în niciun fel de categorie. Poate ai crescut după aceea. În fine, mai glumim, el nu mă iartă, adică întotdeauna n-ai avut dumneata intuiție, uite, m-ai picat și pe mine și pe Sitaru. Adică regrete, uite, deci doi mari cineaști pe care X într-o comisie, că nu eram singur și nu făceam eu acolo o lege. Ceva s-a întâmplat, nu-mi dau seama. Dar în rest, nu am. Poate aș fi vrut să fiu mai sănătos și poate aș fi vrut să văd o lume mai bucuroasă și mai fericită în jurul meu. Pentru că și arta asta a noastră și teatru și cinema și pictură și literatură are nevoie de acel oxigen care ți-l dă o stabilitate, o bucățică de fericire, o bucățică de înțelegere, să simți că nu ești singur. Da. Dar minte să îmbătrânești singur. De-aia m-am aruncat cu toate forțele și în data de 31 am examen de actorie în care joc pe marele om de afacere Bucșan și pe umilul Bogoiu din Jocul de vacanță lui Sebastian. Repet textul, am emoții, nici nu pot să-ți imaginez câteodată stau și nu-mi vine să cred ce stare de emoție și de bucurie am că pe 31 va trebui totuși, că sunt aia cu ochii pe mine, a venit domn profesor, trebuie ia să vedem ce ne oferă. Adică trebuie să fie un exemplu, domn profesor. Da, adică trebuie să fac acolo un spectacol și nu am voie să fac spectacole în anul întâi. Sunt niște rigori. Am întrebat, dar poți să discut și comisia? Nu, comisia nu există, e un perete. Au alte, deci anul întâi este minimal. Lasă că în anul 2, după aia o să-mi spună, lasă că în anul 3 și uite așa. Două chestiuni foarte punctuale, pentru că am depășit deja timpul pe care ne-am propus noi să-l alocăm acestei întâlniri. Dacă omul, cum am spus, O mare, M mare, dacă omul Laurențiu Damian s-ar întâlni cu Dumnezeu, ce ar spune lui Dumnezeu? I-aș mulțumi pentru viața pământeană și i-aș spune să îmi facă acolo unde consideră el că trebuie să mă trimită, cât de cât, măcar jumătate din viața pe care am avut-o aici. Și când spun măcar jumătate, nu mă refer la partea frumoasă, pentru că viața este cu atât mai frumoasă cu cât e mai complicată, cu cât sunt și lucruri care țin de durere, de suferință și de bucurie. O bucurie continuă riscă să te tâmpească de atâta bucurie și să nu mai știi nici măcar ce se întâmplă în jurul tău. Asta aș spune eu lui Dumnezeu cu audiență, pentru că vin dintr-o țară în care am făcut la audiențe din tinerețea mea și până acum. Tot pe la uși am stat în audiențe, la diverge. Iar la mine, la uși, să știi, când vii, ușa e deschisă. E deschisă la propriu, pentru că nu mai suporta unde scrie director, așteptați, e ocupat, are o problemă, mai așteptat. Deci mă voi înscrie în audiență și sper să fie cât mai simplă audiența la Dumnezeu. Și o ultimă chestiune. Această întrebare o adresez tuturor celor care vin aici la Celebri. Cum arată România lui Laurențiu Damian? România lui Laurențiu Damian este o țară specială. Nu poți să-i spui decât că este specială. Deci cam aici. Aș fi vrut mult mai mult, nu de la țară, mult mai mult de la oamenii care sunt în această țară și eu cred că la un moment dat va fi o trezire, nu neapărat spectaculoasă,
dar dacă nu ne vom aprecia niște valori și ele vor pleca tot timpul și vom avea tot timpul sentimentul acesta de umilință, nu așa. Dar sper să apuc și momentul în care să nu mi se spună atunci când mă prezint și spun de unde vin, să mi se arunce formula: a, da, e foarte, da, am înțeles că aveți o țară mai specială, interesantă, dar se simte în tonul omului acela ironia, că pune geam. Da. Vreau să nu se mai pună geam și să nu mai punem noi sticlă mată unul față de altul. Chiar dacă acum te văd printr-o sticlă, ea nu e mată. Și se simte un fluid care vine dinspre tine, spre mine și invers. Și îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Ai făcut o lecție mare. A fost o lecție. Și sper ca cei care se uită la această emisiune să înțeleagă ceva, să ierte dacă au fost niște greșeli, să aprecieze dacă e ceva de apreciat. În orice caz, conversația noastră a fost chiar specială și deosebită și te așteptam de mult. Și îți mulțumesc mult. Mulțumesc și eu, mulțumim și noi. A fost o ediție lecție aici la Celebrii. Laurențiu Damian, fiți cu ochii pe Laurențiu Damian, pe tot ceea ce face, pe ce scrie. Vă spun, e un dascăl cu har.